Autoritățile au impus restricții dure, care însă nu sunt eficiente și au pus economia pe brânci, iar oamenii au ajuns la limita sărăciei și a răbdării. Acuzațiile au fost aduse de vicepreședintele partidului politic Șor, Marina Tauber, în cadrul unei conferințe de presă. Deputatul a mai criticat guvernul și președinția și a cerut să fie întreprinse măsuri urgente pentru depășirea crizei economice și pandemice. Deputatul s-a referit la problemele transportatorilor și ale comercianților care au ieșit la proteste, indignați de restricțiile impuse de autorități. Nimic nu are logică, nimic nu are finalitate practică. Toate deciziile de până acum au fost pentru bifă. Niște improvizații jaunice, care nu au nicio legătură cu realitate. Nimeni nu poate răspunde clar cum vor schimba aceste restricții pandemice, situația în bine. Dar, cel mai important, cum vor fi ele respectate. Scufundăm economia într-o zonă și mai tenebră și forțăm oamenii să caute căi ilegale pentru a putea supraviețui. Noi ce facem? Cât ne mai batem joc de ei? Marina Tauber a mai acuzat instituțiile statului că s-au avântat în lupte politice și au uitat de nevoile oamenilor. Prețurile cresc, nemulțumirea crește, pandemia se agravează, oamenii mor. Ministerul Sănătății ne hrănește cu promisiuni. Guvernul strălucește prin absență. Iar președinția are un singur scop, să sporească numărul mandatelor partidului care au propulsat-o pe Maia Sandu în fotoliul de președinte. Vicepreședintele partidului Șor le-a propus autorităților fie să trimită oamenii în șomaj tehnic și să le asigure traiul, fie să-i lase să muncească normal și să-și hrănească familiile. Contactat de noi, purtătorul de cuvânt al președinției, Sorina Ștefârță, a declarat că instituția nu comentează declarațiile politice. Același răspuns l-am primit și din partea purtătorului de cuvânt al Ministerului Sănătății, Cristina Stratolat, iar serviciul de presă al guvernului nu ne-a răspuns la telefon.